Știm că Dumnezeu este prezent. Aleluia. Știm că El este prezent, am simțit cu toții prezența Lui. A doua Timotei, capitolul 3, spune așa. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Vor fi vremuri grele, fraților. Și cum și sunt. Vreau să vă spun că oamenii, spune așa, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Am ajuns timpurile astea, fraților. Trăim clipele acestea în care oamenii sunt nemulțumiți. Oamenii sunt hulitori. Omul lui Dumnezeu, în loc să fie un om al lui Dumnezeu duhovnicesc, a ajuns să fie mai rău ca un om din lume. Și nu se face diferență. Și mi-a pus întrebarea, Doamne, de ce lucrul acesta? De ce nu se vede diferența între un om al lui Dumnezeu și un om din care este afară? Pentru că dragostea celor mai mulți se va răci. Neascultători, nu ne mai place că ne vorbește Dumnezeu, nu mai luăm aminte. Dar vrem să ne vorbească Dumnezeu pe placul nostru. Asta e prima problemă. Nu mai ne place ce vorbește Dumnezeu. Dacă vine Dumnezeu și ne vorbește un lucru, nu luăm. Și atunci cerem de la Dumnezeu să ne vorbească pe placul inimii noastre. Și nu cum vrea. Și atunci îți spun că dacă treci prin ce treci, nu este din partea Domnului. Tot tu ești de vină. Sau tot eu sunt de vină. Pentru că nu luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu. Suntem nemulțumitori. Neascultători. Era un om al lui Dumnezeu, un proroc în vechime. Și a venit un înger al Domnului la el, pentru că el era chemat să blesteme poporul lui Dumnezeu, dar pentru o sumă de bani. Dar să știți că Dumnezeu i-a dat, pentru că prea mult la insistența lui Balac, prea multă insistență, i-a zis Balam, du-te, dar vei vorbi a ceea ce vor vorbi eu, Domnul. A ceea ce vorbesc eu, aceea vei vorbi. Nu vei trece peste. Și vă spun că s-a dus. A ajuns. Și când l-a pus să blesteme, binecuvânta poporul. Aleluia. Pentru că era binecuvântat de Tatăl. Era poporul lui Dumnezeu. Și spunea, păi te-am adus ei să te-am plătit să blestem poporul. Tu ce faci? Îl binecuvintez? Ce este binecuvântat, rămâne binecuvântat. Adică dacă noi suntem binecuvântați și păziți de Dumnezeu, dăm slavă lui Dumnezeu, care milă și îndurare. Dar să nu uităm că e un sfârșit rău. Pentru că n-a ascultat. El a vorbit ce a vorbit Domnul. Dar la un moment dat banii l-au dus și spune că a fost omorât împreună cu vrăjitor. A fost numit ca un vrăjitor. Nu mai a fost proroc. De multe ori trebuie să luăm bine seama. De multe ori trebuie să fim ascultători. Dar Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să ascultăm de glasul lui Dumnezeu. Saul, omul lui Dumnezeu, îi spune Samuel, altă neascultare. Merge și îi spune, mergi și nimicești toată țara și pe împăratul Agag și Amalec. Și vă spun că nu a făcut. O luat oile cele mai frumoase, l-a luat pe împărat și spune că Duhul Domnului a venit la Samuel seara și nu a putut să doarmă. Nu i-a dat pace. Duhul lui Dumnezeu nu i-a dat pace pentru că Saul a stat în ascultare. Și și-a pierdut și mântuirea pentru că a fost lepădat. Vedeți? Neascultarea ce ne poate face dacă ne ascultăm de Dumnezeu, frații. Într-o vreme ca și aceasta trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Să nu ne uităm la fața oamenilor.
să nu ne ajungă să ne uităm, v-am spus, Doamne, și am spus-o de multe ori, nu vreau să mă uit la fața omului. Doamne, nu vreau să fac nimic fără Tine. Amin. Orice ar fi să fac cu Tine, Doamne. Amin. Amin. Orice este să fac cu Tine, Doamne. Amin. Și nimic fără Tine. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Să facem. Amin. Cu Dumnezeu. Amin. Să dispară totul din viața noastră. Să fim oameni duhovnicești. Amin. Nu oameni firești. Să facem voia lui Dumnezeu, fraților. Amin. Hulitori. În vremea de azi nici nu te aștepți. Îl chem, poate chiar zis, frate, mănâncă cu tine la masă. Și cel mai dureros vorbește cu tine și la un moment dat ajunge să te mărfească. Cea mai mare durere. Când îți pui încrederea în om și nu îți pui încrederea în Dumnezeu. Ajungi să mănânci, să bei cu el la masă și când pleacă de la tine te vorbește. Te vorbește de rău. Cel mai urât lucru. Ăștia nu sunt oameni lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu nu face lucrul acela. Un om al lui Dumnezeu spune că are dragoste și dragostea acoperă tot. Amin, aleluia, slavă. Chiar dacă greșești, acoperă. Dar oamenii firești, oameni care n-au pe Dumnezeu în ei, ajung la un moment dat să te vorbească de rău. Eu ca om nu pot să fac nimic. Și nici nu vreau să fac. La fel și voi, vă spun și vouă, rugați-vă. Amin. Ca Dumnezeu să vă ia părerea. Amin. Amin. Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu împlinește. Și vă spun o mărturisire. Zilele acestea am primit un telefon. M-am întristat foarte mult pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și mi s-a zis, frate Costi, la Biserica Alfa și Omega am înțeles că este COVID. Și s-a zis, s-a sunat pe la Milano, pe la fratele secretar, pe la frații care sunt acolo în Milano, ca să nu mai aibă nicio legătură cu frații de la Verona, ca o COVID. Și am zis, Doamne, de ce lucrul acesta? Dar înainte de aia am avut o lucrare. Și Domnul mi-a vorbit. Și am luat aminte la lucrarea lui Dumnezeu și am trecut din gură. Și am zis, Doamne, nu spun nimic. Las ca Tu să aperi pricina. Aleluia. Nu pentru noi ca oameni, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu pentru noi ca oameni, noi suntem oameni. Dar lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este aici și este lucrarea Lui. Și a fost foarte mărturisit. Și vreau să vă spun că când a fost stăruință, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. Și am aflat, pentru că s-a luat doar două cuvinte. Și în seara asta am aflat că s-a luat toată vorbirea, a făcut încă, chiar nepotul meu. Rafael. Și vorbește prin Duhul Sfânt. De ce? Pentru că Hristos este acela, nu noi oameni. Hristos este acela care lucrează în biserica Lui. Dar vedeți că oamenii ajung să vorbească despre lucrarea lui Dumnezeu. Și nu se gândesc că nu mă vorbesc pe mine sau pe fratele Cristi. Vorbesc de lucrarea lui Dumnezeu, nu pe noi oameni. Și Dumnezeu să aibă mine și îndurare. Pentru că într-o zi vom da socoteală fiecare cuvânt, fiecare vorbă care am spus-o în alela locul ei, vom da socoteală înainte lui Dumnezeu, frate. Fiecare va da socoteală pentru lucrul acela. Și de aceea este bine să ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze în continuare. Amin. Nemulțumitori. De multe ori nu ne mai mulțumim. Poporul Israel, în vechime, o cerut la Dumnezeu pâine, l-a dat mană din cer. O cerut carne, l-a dat prepeliți. L-a dat carne. Și totuși erau nemulțumiți. Totuși se luau de Moise, până și sora lui a ajuns să se ie, să cârtească împotriva lui, să spune, dar ce numai el este proroc, numai prin el poate să vorbească Domnul. S-a ajuns să cârtească împotriva lui Moise. Și spune că Domnul a lovit. Lepră. 7 zile trebuia să se afară din tabără. Și 7 zile o sta poporul lui Dumnezeu pe loc. Pentru că ea era plină de lepră. Marica. De multe ori și noi
cârtim înaintea lui Dumnezeu, suntem nemulțumitori. Și atunci când vine încercarea, te întreb, de ce, Doamne? Dumnezeu știe și cum ajunge. De aceea mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce are. Dă slavă lui Dumnezeu. Că nu-ți lipsește nimic. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta la fiecare. Pentru că este nevoie de Dumnezeu mai mult într-o vreme ca și aceasta. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult. Și să fim transparenți înaintea lui Dumnezeu. Nu doar având o formă de evlavie înaintea oamenilor. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. În casa lui Dumnezeu putem să ne dăm drept alții. Putem fi cei mai smeriți oameni, cei mai pocăiți oameni. Dar afară suntem alți oameni. Dar vă spun, poate eu sau frații, sau unii dintre noi, nu ne vedem afară ce facem. Dar este unul care ne vede. Și ne cunoaște pe fiecare parte. De aceea, fraților, mult nu mai este, așa cum a vorbit Domnul. Dumnezeu va veni. Dar oare va găsi El credință, așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu? Doamne, mărește-ne credință în această seară. Pentru că este nevoie ca Domnul să ne mărească credința. Să fim pregătite ca cele cinci fețoare care s-au pregătit și când au auzit glasul, spune că au venit și au bătut. Ele erau pregătite, cinci din ele. Dar cinci neînțelepte spune că nu erau pregătite. Și trebuia să meargă să-și cumpere un de lemn. Și au ajuns prea târziu. Dar nu au mai fost primite. Doamne, ai milă de noi. Să, într-o vreme ca aceasta să strângem un de lemn în vasele noastre. Să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum au spus și frații. Aceasta este regina, cartea lui Dumnezeu. Este oglinda în care noi ne vedem. Viața noastră, trăirea noastră. Iar apoi dacă noi cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, știm să mergem pe calea lui Dumnezeu, știm să ne păzim. Așa cum și David a venit și a spus, Doamne, strig cuvântul inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta, Doamne. Atunci când n-ai cuvântul lui Dumnezeu, n-ai cum să mai păcătuiești. Știi cuvântul lui Dumnezeu, n-ai cum să mai păcătuiești. Că știi ce este păcat. Știi să te păzești. Iar dacă nu știi cuvântul, ne păcătui. Dar este altfel de oameni care știu cuvântul și totuși păcătuiesc. Pentru că vine Duhul de mândrie peste ei. Duhul de înălțare. Care vor să se arate că ei știu. Vor să arate că ei sunt cei mai înțelepți. Dar înainte lui Dumnezeu nu putem fi. Nu putem fi niciunul. Pentru că Dumnezeu a spus în cuvântul lui și spune destul de clar. Că mândria stă înaintea căderii. Și celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Dumnezeu să ne dea și nouă har. Amin? Să ne smerim, să ne pocăim. Haideți să ne ridicăm în picioare, mă limitez de aceste cuvinte. Și cred că din această seară, la ceea ce ne-a vorbit Domnul prin frați, la ceea ce a îndemnat Duhul Domnului pe fiecare să ne vorbească, cred că am luat aminte. Și cred că o să mulțumim lui Dumnezeu de acum acolo. Cred că știm să ne păzim. Cred că știu să facem voia Lui. Și să cerem îndurarea lui Dumnezeu peste noi. Să cerem protecția lui Dumnezeu peste noi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin? Vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Vrem să venim într-o rugăciune de mulțumire cu toată biserica. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.